Bună dimineața la cafeluță. Bună dimineața. De aici, de pe peronul gării, azi o să mergem să călărim un vulcan care nu e stins. Aș putea să zic că să călărim, nu? Că mergem direct călare pe el. Da. Este vorba de vulcanul Vesuviu, la el o să mergem. Vulcan ce a erupt ultima oară în 1944. Probabil că ați văzut în filme, ați auzit pe la emisiuni din astea TV, vulcanul ăsta a acoperit în integral niște orașe care s-au păstrat de atunci, vorba de pe orașul Pompei, care s-a păstrat de atunci magnific și nu s-ar fi păstrat așa de-a lungul timpului dacă nu ar fi fost acoperit de lava și cenușa vulcanică. Sperăm să nu pornească vulcanul acum, să trezească el la viață, acum fix acum când mergem noi să-l vedem, să-l vizităm. Da, stăm aici locurile. Nu știm cât de mult o să ne ia urcarea pe vulcan, însă știm că pentru a putea ajunge să urci pe vulcan, ții biletul de tren de la gara Circumvezuviana se numește gara, deci nu de la Napoli Centrale trebuie să pleci, iei trenul de aici, mergi 37 de minute, ne spune nouă Google Maps, 3 stații, după care cobori, iei autobuzul, te duce până la baza vulcanului și de acolo începi ascensiunea care, din ce am văzut noi pe internet, durează 40-45 de minute, deci și e ușoară, nu ar trebui să fie ceva greu, așa că probabil că poate urca oricine. O să vedem. Cât a costat biletul? Am plătit 3,30 euro de persoană, un drum. Iar biletul e de aici, din gară, poți intra în gara aici, e un magazin de unde poți cumpăra biletul. Chioșc, care vinde multe chestii, printre care și biletele astea de tren. Stai că am uitat să zicem de unde plecăm noi ca să vizităm Vesuviu. Suntem în Napoli, în orașul Napoli. Dacă nu ai văzut ultimele noastre vloguri filmate aici în Napoli, o să lăsăm un link în descrierea acestui videoclip, pentru că au fost ceva aventuri, mai ales în ultimul clip. Toate drumurile duc la Pompei. A coborât jumătate de tren aici. 90%. Trenul merge în direcția Sorrento, deci merge mai departe, mai merge încă vreo jumătate de oră până la Sorrento. Practic unde este începutul coastei Amalfiene. Iar noi de aici trebuie să căutăm autobuzul. Am citit că e undeva vis-a-vis de gara, imediat lângă gara aici. Hai să vedem. Ăla de acolo e autobuzul. Vesuviu 3,80, uite, ticket on board. 3,80 biletul. Dos. De persoană. Și nu se poate plăti cu card. N-am văzut să aibă cu card. Toată lumea plăti cash. N-am văzut pe nimeni să plătească cu card. Și încă o chestie. Intrarea, practic, de unde începi să urci pe muntele Vesuviu, plătești un bilet de intrare acolo și ăla trebuie să ți-l rezervi dinainte, online, pentru că nu te va putea trăsări înainte, pentru că nu te va lăsa să urci altfel, că au, ca să protejeze zona naturală de acolo, au intrări limitate la un anumit număr de persoane, într-un anumit interval orar, așa că trebuie să-ți rezervi, intri pe site și îți rezervi dinainte biletul. Asta o să facem și noi acum în autobuz, o să ne uităm pe hartă și când mai avem 15-20 de minute să ajungem acolo, o să ne rezervăm. Pentru că acolo, din ce am înțeles, e posibil să nu ai semnal la internet. De asta ar fi să o faci de pe drum. Da. S-ar putea să nu mai poți face mai târziu. Și o să ne rezervăm intervalul orar și o să ne cumpărăm biletele online. Nu le cumpărăm de acum pentru că nu știm cât va face autobuzul până acolo și bine, am putea să aflăm cât face, dar poate să întârzie pe drum sau alea și ca să nu ratăm intervalul orar, o să ne luăm biletele cu 10-15 minute înainte să ajungem. Problemă, n-am reușit să luăm bilete. Mai avem o variantă. O încercăm și dacă merge, povestim despre ea. Adică să ne conectăm la o rețea wireless de aici și să încercăm să luăm bilete de-astea, last minute. După aproximativ 15 minute am reușit să cumpărăm biletele. Aici este parcarea unde te lasă autobuzele și vei găsi aceste pancarde unde au niște coduri QR ca să te poți loga la Wi-Fi și un cod QR care te duce pe site-ul lor de unde poți să-ți cumperi biletul. Ideea este că dacă nu ți-ai cumpărat bilet în avans, pentru că poți să faci treaba asta,
La fiecare 10 minute ei mai vând niște bilete, număr de 10, extra, ca să poți intra, să nu până aici și să stai degeaba. Și am reușit și noi să ne cumpărăm biletele. Internetul merge destul de slab. A, uite, mai ieși acolo încă o pancardă la care să te conectezi. Internetul, na, e Wi-Fi, merge greu. A fost greu să plătim și cardul, dar ne-am luat biletele. Și acum intră. Hello! Hi. Thank you. Hi. Grazie. A fost deci, cu emoții. Nu faceți ca noi. Da, luați-vă biletele cu cel puțin două zile înainte, ar fi cel mai bine, ca să nu fie probleme. Unde scanez oare? De subt. Uite aici. Hai. Bun. Acum urcăm pe un vulcan. Activ. Chiar. O să fie o plimbare de mai puțin de o oră, în principiu. N-ar trebui să fie grea, drumul este așa. Ce este recomandat este să nu vină... Nu vii în sandale sau în papuci. În papuci, în șlapi. Să ai niște Adidas, nu trebuie să fie și de să tren sau ceva. Și de vânt pe tine, că începe să simtă un pic răcoarea. Vedeșa este minunată. Așa că s-ar putea să nu mă aud. Deci am că priveliștea este minunată și eu acum sunt singură. Damian a decretat. Glumesc. Ne-am dat seama că puteam să punem traseul ăsta să-l salvăm pe Strava, ca să-l avem așa o amintire. Chit că doar e doar așa o plimbare scurtă de 40-45 de minute. Cam așa e drumul. Tot drumul. Adică e foarte lejer. Urci, dar e o urcare super lină, adică nici nu o simți. Și Damian s-a întors înapoi la punctul de plecare, care nu e departe. Nu știu, cred că 10-15 minute mersesem doar. Ca să-l avem așa salvat acolo. Amintire. Vai, nu știu dacă se vede pe cameră așa cum ar trebui, dar culoarea apei aici e... Wow. Deja am închipit să mă bălăcesc acolo. Biletul de intrare, dacă îl cumperi online cu rezervare dinainte, te costă 10 euro. Dar noi, pentru că l-am luat last minute, am plătit 23, ceva euro. Pentru că este și taxa de procesare online a plății. Deși acum, dacă mă gândesc, ar putea ca taxa asta să o perceapă și dacă ți-l iei în avans. Nu știu. Da, deci ne-am plătit 23 de euro, virgulă, câțiva cenți, nu mai știu cât era. Două persoane. Priveliștea e de vis. Da, tocmai ce realizasem și povesteam cu Damian, că practic noi am plecat din Napoli, am luat trenul, am mers jumătate de oră. Am ajuns până la Pompei, am luat un autobuz de acolo, am mers încă o oră. Ca să ajungem aici la intrare la Vesuviu. Și ce crezi? Exact acolo în față e Napoli. Deci practic ne-au ocolit o grămadă doar pentru ideea de a ne aduce și la Pompei, pentru că și Pompei evident se poate vizita. Noi o să-l sărim de data asta. Eu am mai fost la Pompei cu 10 de ani și o să-l sărim, o să vedem, poate mergem în altă parte să facem și altceva. Dar ciudat să te... Mă rog, nu ciudat. Deștept gândit să te ocolească atât, doar în ideea în care îți mai iei și altceva la pachet, mai plătești o intrare și în altă parte. Vai, dar nu mă pot sătura de priveliștea asta. Munte și mare la un loc, cred că este cea mai frumoasă combinație care poate să existe vreodată. Victorie! No brain, no pain! Dar măcar o să avem amintirea pe Strava. Da, 6 de metri aproape am coborât
Și am mâncat iar și nu-i deloc ușor, m-am cam îngăfuit un pic, că e așa panta. Dar, având în vedere că... E așa panta că ai venit în fugă repede, da. Că altfel... Da, astfel light. Oamenii urcă da. Ușor, că am văzut și oamenii ursă care urcă. Având în vedere că, și o să nu cazi, că e prima noastră urcare pe un vulcan a mea. Tu ai urcat odată vulcanul ăsta. Am vrut să rămână și în sufletul nostru și în amintirea noastră, să rămân și înregistrat aici pe Strava. Și pentru că am uitat să dau drumul la ceas, am ajuns toate până la Vale, acolo unde am intrat. Și am tras viteză, dar drumul la ceas și am tras viteză. Nu e... Na, pentru cine folosește Strava pentru activități intense, știm că nu e de Strava, noi o avem doar... Da, amintirea noastră, da. Acolo, ca și amintire, știm da. Că nu e un efort mare. E abrupt, e abrupt urcarea, dar urci încet. Sunt foarte mulți oameni în vârstă, am văzut oameni care chiar foarte în vârstă. Și, da, deci nu se face griji că e ok să urci. Uite, atâta e. Mi se pare fascinant, fascinantă o chestie. Primul vulcan pentru mine pe care urc, deocamdată. Nu va fi și ultimul. Și mi se pare, de plin cu camera, mi se pare fascinant că, uite, pământul ăsta pe care noi călcăm acum, practic, cu mai puțin de 2000 de ani în urmă, era la subsol, la vreo 7-8 km adâncime și Vezuviu, când a erupt, a aruncat stâncă, lavă, gaze și cenușă vulcanică și a întins-o aici pe tot drumul ăsta până jos în vale. Pe 24 august, în anul 72, era noastră, era vulcanul ăsta și a acoperit și au murit oameni din orașele Pompei și Herculaneum, Herculaneum se scrie, cred că Herculaneum se citește. Ideea este că la prima erupție, când a erupt el pe 24 august la prânz, mulți dintre oamenii din Pompei au fugit, însă nu toți, pentru că s-au gândit că muntele fumegă un pic și gata să termină. Cei care au rămas au fost sortiți pieririi, pentru că vulcanul pe 25 august a început să emane și gaze toxice și au murit foarte mulți oameni și aici în Pompei și în Herculaneum. Orașele au fost acoperite cu lavă vulcanică și cu cenușă și atunci când le-au descoperit, când le-au început să sape oamenii în 1980 și ceva, să le scoată la suprafață, au găsit oameni acolo în diferite poziții, exact cum i-a prins cum zice, lava asta vulcanică. Bine, scheletele lor, că na, dai seama, lava aia vulcanică la 10 de mii de grade. Cred că am ajuns la capăt? Oare? Nu, cred că mai e. Cred că mai e. Sper să mai fie un pic, că eu speram să văd conul vulcanului, cum am văzut eu în poze. Da. Cam asta așa în mare despre Pompei. Nu e o chestie, na, istorică, dacă vreți date istorice, sunt canale de YouTube care fac chestiile astea, sunt site-uri care vă dau toate detalii legate de chestii istorice. Aici, mai așa în mare. Vă prezentăm experiența noastră. Da. Iar acolo jos, nu știu dacă v-a spus Simina, este orașul Napoli. Ne-am povestit. Ai povestit și de... De nemernici sunt, că ne-au ocolit atât, doar ca să ne aducă tot aici. Da. Se vede foarte frumos de sus de aici. Uite, aici e un souvenir shop. Ah, nu știu dacă l-ai spus Simina că nu e toaletă aici. Nu este toaletă aici. La pe munte, doar jos. La intrare, acolo unde unde plătești biletul, mă rog, în zona aia unde e. Ia uite ce au la souvenir. Ce au la souvenir? By the sea. Souveniruri. Souvenir bar. Te cred că să bei un prosecco aici ca să-ți amintești de priveliș asta frumoasă. Da. Uite și roca vulcanică. Frumos, da. A, zona uite asta ce de aici, interesant e sticla. A, și-a îmbrăcat-o cu roca vulcanică, da. A. Interesant, dar cred că e 50 de euro sticla de aia. Da, și mă rog că vinul nu e cine știe ce oricum. Dar fost da, așa e interesant, sticla, da, să o păstrezi. Noi nu avem bagaj de cal, așa că nu putem să-mi luăm o sticlă de aia, doar să o luăm, să o bem și să o luăm goală. Încă o chestie, zona asta de aici, din jurul vulcanului, pe unde a fost aruncată lava vulcanică, e foarte fertilă, pentru că, practic, vulcanul a scos minerale și nutrienți din pământ, le-a aruncat peste copacii care au deja crescut și vegetație, a topit-o, a amestecat-o cu loca asta vulcanică și cu cenușa vulcanică și a creat, practic, un strat nutrient care este folositor plantelor în ziua de azi. Uite cât de verde, e foarte verde toată valea asta până spre Napoli încolo.
e foarte verde, datorită erupției vulcanului, așa că vulcanul în același timp este ucigător și dătător de viață în același timp, pentru că, practic, după ce a omorât vegetație și oameni și animale și tot ce erau aici, a creat alta prin cenușa vulcanică și prin lava pe care a depus-o. Uite, ăsta este conul vulcanului aici. Uite, încă fumegă în partea aia. Tu vezi, Simina? Uite, fumegă acolo. Uite acolo. Dacă... fumegă bine. Dacă... Well. Ce zici? Suntem mai rapizi decât el, oare, dacă urmăm la fugă, la vale? Sigur. Tu, că ai făcut un bine antrenament, că te-ai dus până la vale și ai urcat înapoi. Cred că mai e traseu, totuși cred că mai se mai întinde și în partea altă. Nu știu dacă se vede în jos. O să ridic camera puțin mai sus. Hai să încercăm să găsim o altă poziție. Uite, de aici se vede jos în vale acolo, conul vulcanului. Vulcanul, conul mare al vulcanului are circumferința de 500 de metri, am citit eu pe un site. Și uite așa se prezintă. Și acolo unde arăta mai devreme, fumegă. Ai reușit să prinzi tu cu telefonul, dai un zoom ceva? Da, dar... Poate se gândește să distrugă și să creeze viață iar azi, fix azi. Ce gânduri ai și tu? Da, gândește că ne fosilizează și peste 5.000 de ani extraterestrii de pe planeta Marte, prietenii mei, ne găsesc aici fosilizați. Vedem față și acolo, în stânga. Da, da, da. O să încercăm să filmăm cu telefonul ca să dăm un zoom, pentru că noi filmăm cu un Osmo Action și nu are zoom camera asta. Ca să vezi că într-adevăr fumegă. Poți să dai mai mult, oare? Bineînțeles. Hai să vedem dacă aici e gata traseul sau putem să mai mergem. Avem o pisică vulcanică aici. Măi, pisicule, ia spune-ne tu cum ai erupt vulcanul ăsta. Trebuie să știe, pisica asta sigur, sigur știe, că are 7 vieți. Ea sigur trăia atunci când a erupt vulcanul. Simți că se simte sulful? Foarte puțin, dar se simte. Da? Nu simți? Nu simt, nu. Se simte sulful, zice Simina. Se simte miros de sulf. Emanațiile de sulf din da, vulcan. Da, foarte puțin, dar se simte. Da. Da, acum parcă zici, uite, a venit o boară așa, parcă da. Simt și eu ceva. Probabil cum, dacă bate vântul mai mult spre noi și vine aburul. Da. Astfel, dacă mergem mai sus, poate vedem mai bine emanațiile alea de abur. Sau ce era el. Cred că sulf, poate emanații de sulf sunt alea care le vedeam noi. Încă un punct aici unde se vând suveniruri. Uite, suvenir. Uite, un pahar de vin de 2 euro. Euro. That's so fine. Da, nu e mult. Uite și astea făcute din lavă vulcanică, din tub din sa vulcanic. Vrei să ți-o pare că le cercei? Aș putea. Suvenir? Păi ia-ți. Sunt făcute din lavă. E. Păi siguranță. Uite, scrie acolo. Scrie acolo, uite. Suvenir italian, un baie rebelu, făcute din lavă. Si, grazie, vulcanul. Grazie per la traduzione. Mulțumesc, da. Tutto è fatto alla mano. Con argento. They are made it by lava, si. Da? Si. Strebro, okay. Silver, or silver, strebro gold. With the Murano. Ah, cu sticlă de Murano, da. Eu zic să ții și tu ceva, un suvenir. Cu periche de cercei, ceva, da. Mi-aș lua un inel mai degrabă. Nu știu, mie o periche de cercei mi se par mai interesanți. Cred, uite așa, rotunz, cum da, scopție sau port, ceva de genul. Dacă sunt negri. Păi îi porți, că, na, acum ăsta e suvenir de aici, de la Vesuviu. Din străfundurile pământului. Da, până se hotărăște Simina, facem o pauză. Ne-am hotărât până la urmă. Mai mult eu decât ea. Dar sunt foarte, foarte frumușei. Și în soare, în funcție de cum bate soarele în ei, sticla aia de Murano, că sunt cu lavă vulcanică și sticla de Murano. Se vede, se vede altă verde, culoare, când când verde, când albastru. Da. Da. Și am să-mi schimb cerceii acum, să-i pun pe ăștia la alții. Cât am plătit pe ei? 28 de euro. Mult, da, știm, dar este un suvenir, ne asumăm treaba asta, știm că sunt prețuri supraevaluate aici, dar ne-am asumat treaba asta pentru că Simina și-a dorit un suvenir de aici, de la Vesuviu. Și, na, uneori e bine să ajut și oamenii ăștia care din asta trăiesc, practic.
îmi pun cerceii aceștia vulcanici în timp ce mă uit la vulcanul sumegând. Cât de poetic e asta! De câte ori ai șansa să poți să faci asta? Sunt frumoși? Ia scrie-ne aici comentarii, îți plac. Să-i porți cu plăcere, soția mea. Mulțumesc. Ce spuneam mai devreme legat de cât de fertil e terenul ăsta, nu știu cât de bine se vede de pe cameră, cât verde crud e aici și e început de toamnă. Și totuși e verde, verde crud. Pentru că, așa cum spuneam, cenușa vulcanică, lava vulcanică, în combinație cu tot ce a ars ea, cu sedimentele, au creat stratul ăsta care este plin de nutrienți și de folos plantelor de aici, în zonă. Și uite încă o dată cu un vulcanic. Tot fumegă din loc în loc, am mai văzut pe undeva că fumegă. Am ajuns și la capătul traseului, noi cu tot cu poze și cu alea, nouă ne-a luat 41 de minute. Și am stat, am filmat, pozat, deci da, lejer. Ei zic că să nu stai mai mult de o oră pe traseu. Acum o oră dus întors sau o oră doar dus? Uite aici și tipurile de rocă care se găsesc în zona asta. Bine, zic să nu stai mai mult de o oră, în ideea în care sunt foarte mulți turiști și să nu se aglomereze, da, nu că s-ar întâmpla ceva sau... Da, și na, vor să protejeze aria asta de aici, naturală, și de-aia îți dă și drumul cu țărâita și trebuie să-ți faci rezervare. Uite, poți să-ți iei și ceva de băut la capăt de drum aici, o 3 drinks, euro, Aperol Spritz 6 euro. Euro și uite, la noi era 5 euro în oraș, adică nu-i foarte mare. Chiar diferență. Nu e. Bine, acum depinde cât de... Da. Mic e paharul. Exact. Cam bate vântul aici. Sănătate, noroc, de aici din vârful vulcanului. Nu e rău. Nu e rău, surprinzător. Da, am vrut să ne luăm o sticluță din aia mică, dar să o ținem în rucsac, să mă luăm așa cu o gură din ea, ca homeless, dar n-avem tirbușon să o desfacem, nu e cu dub de la care se înșurubează. Și așa că n-am luat un pahar de vin, îl dăm repede pe gât și mergem la vale. Ce bun dacă era vin fiert, da? Vin fiert, da. S-au gândit oamenii ăștia. Da. Foarte frumoasă priveliștea de aici. Chiar foarte frumoasă. Merită cei 10 euro plus taxe de procesare card. Adică, deci biletele nu le poți cumpăra fizic, doar dacă cumperi de la agenții, dar atunci dacă o cumperi de la agenție, automat plătești mai mult pe bilet. Dacă vrei, dacă vrei să-ți cumperi biletul cum ar veni după oficial, la oficial, e 10 euro. Dar nu poți să-l cumperi decât online. Și pe lângă ea 10 euro, îți mai ia taxă de procesare tranzacției online. De 3 euro și ceva. 3 euro și ceva de, pentru două bilete. Două bilete. Da, cred că 1 euro și ceva de bilet. Dar ca să vezi, adică e 10 euro biletul, dar de fapt nu e 10 euro biletul. Că mai orice ai face, n-ai cum să eviți taxa aia. Dar odată în viață trebuie să ajungi aici, adică merită, odată în viață. E ok. Și priveliștea e super. Chiar face toți bani. Și cu o chestie foarte curată, îngrijită, adică banii aia pe care îi plătești tu să văd că se duc acolo unde trebuie. Nu i-am văzut nimeni pe oameni și să facă vin fiert, nu de vin de ăsta, cred că ar fi avut succes cu vinul fiert. Poate iarna o face, cine știe. Da, aveau ciocolată caldă și cafea, dacă vrei ceva cald totuși, adică... Deci e răcoare, atenție când vii, mă gândesc că și vara, că sunt 37-40 de grade afară, pentru că aici ești sus bate și bate vântul. Și e răcoare. Ia-ți ceva la tine, o bluză, o... chestia de asta care un stopper din ăsta. Dacă vrei să stai 5 minute pe loc, dar altfel da, e suportabil. Mergem la autobuz și o să mergem în gară și o să luăm trenul și o să mergem pe coasta Amalfi, iar însă o să mergem de data asta în Sorrento, pentru că orașul Sorrento nu l-am văzut. Am încheiat traseul, dar nu încheiem și vlogul pentru că mergem să vizităm încă un oraș, Sorrento, locul de unde începe coasta Amalfi. Noi am mai vizitat coasta Amalfi acum două vloguri în urmă. Dacă n-ai văzut experiența noastră cu Vespa, ar trebui să o faci. Dar nu am ajuns în Sorrento, așa că o să mergem azi împreună în Sorrento. Stai aproape, acum coborâm, ne urcăm în autobuz, tren, mâncăm, tren și Sorrento, imediat. Am urcat în autobuz, autobuzele ce plecam la o oră și din gara din Pompei până aici și de aici până în gara Pompei. Uitasem, mi se spune o chestie pe care am observat-o, că totul se plătește cash. Așa că... totul, adică pe aici, la restaurantele astea, magazinuțe, tot ce ai, nu prea poți plăti cu cardul. Și nu e semnal la internet. Pentru că nu e semnal la internet, probabil n-au nici semnal la POS. 4, 5. Grazie.
40 de minute mai târziu, stimabilă și dragă familie, bun venit în... Sorrento! Sorrento! Ia uite, gelateria! Deci, de la... oprire. De la stația de tren Pompei și până aici, cam 40 de minute am făcut, 41 de minute scria pe aia la tren acolo. Și dacă vrei să mergi către Costa Amalfi, uite aici e stația de autobuz. Pentru că din Napoli, una dintre variante din Napoli, ca să ajungi pe Costa Amalfi către Amalfi și Positano în partea aia, e și pe aici, vii cu trenul până aici și de aici e autobuzul. O altă variantă, cred eu, cea mai bună este cea pe care am ales-o noi, cu Salerno, din Napoli în Salerno, cu trenul, și de acolo noi am închiriat scooter, așa cum ai văzut în vlog, sau dacă nu ai văzut, trebuie să-l vezi, sau dacă nu vrei să închiriezi scooter, poți să mergi cu autobuzul sau cu feribotul până în Amalfi și în Positano. Însă noi suntem în Sorrento, așa că hai să explorăm orașul, să ne luăm un ceva șpriț. Gelato! Un gelato, un Aperol, Campari și ce mai sunt ele șpriț pe aici, să și mâncăm ceva. Nu, o să petrecem câteva ore aici și diseară o să luăm trenul înapoi către Napoli, pentru că noi avem cazarea deja în Napoli, luată. Să mergem unde? În ce direcție? În stânga ar trebui să mergem. Hai să mergem în stânga și întoarcem prin dreapta. De aici până în Napoli ar trebui să facem cam aproximativ, cred că o oră și 20 de minute cu trenul, o oră și 30 de minute. Să vă feriți de ăștia, Euronet, cei mai hoți, cele mai hoațe bancomate, să vă feriți de ele. Cât de frumos e. Uite și mare acolo. Foarte frumos. Cum se pare, Simina? Frumos, curat, turistic. Elegant. Turistic, suntem totuși într-o zonă turistică și Italia toată e turistică, na. Da, arată foarte bine. Și dacă ar fi, de exemplu, uite acum la prima strigare, să aleg între Amalfi și Sorrento, aș alege Sorrento. Mi se pare mai aerisit. Avem și un alai de nuntă aici. Ia uite ce frumos. Mirele și mireasa în mașinuța asta. Foarte frumos. Ah, n-ai cum. Italia fără înghețată. Da, ia uite ce coadă e aici. Cred că am greșit înghețătoria. Ia uite. Cred că asta era miezul. E foarte bună, ce să zic. Ce ai acolo? Fondante și limoncello de Sorrento. Stai, a fost limoncello? Uh-huh. Are gust diferit de ăla pe care l-am avut eu ieri. Păi e de Sorrento, nu e de... Ne continuăm plimbarea și... căutăm și... ceva de mâncare după asta. Dar arată foarte frumos orașul și... eu, deci eu dacă ar fi să aleg între Amalfi și ăsta... Sorrento, serios că aș alege pe ăsta, din ce am văzut până acum. Adică e mai aerisit, mi se pare mie. O grămadă de magazine pentru shopping, la greu, pe aici. Ah, frumos, frumos. Foarte greu în Sorrento să găsim ceva deschis în primul să mâncăm. Deschis, adică deschis nu în partea acolo jos a turistică a orașului unde sunt super prețuri, ci aici mai la deal un pic unde sunt prețuri mai omenești. Ne-am trecut până la vreo 4-5 restaurante, ne-au zis că e închis, am găsit unul care este deschis și ne-am comandat paste carbonara, pentru că ne doream să mâncăm paste carbonara. Și o să vedem cât, dacă sunt bune sau nu, ce zici, Simina? Dă-le o notă așa la prima strigare, de la 1 la 10. Le dau un 8. Dar asta pentru că ne-am fost la cursul la șmecher de gătit, unde am învățat cum se gătesc pastele carbonara. Și nu erau așa cremoase, erau făcute diferit, dar sunt gustoase. O porție de paste 10 euro, o bere nu știm cât, o să vedem când vine nota. Avem poftă. Zine. 6 euro o bere. Damian era supărat, da?
6 euro bere. 36 de euro a făcut masa noastră, două beri, două porții de carbonara și coperto pe care ești obligat să-l plătești, taxa aia de masă pe care ești obligat să o plătești. 36 de euro într-o zonă neturistică, adică nu în buricul târgului, în zona turistică din Sorrento. Asta ca să știi la ce să aștepți dacă vii aici. Am găsit o vitrină aici unde o tanti face paste, nu știu ce face aici, pătratele astea. Da. Parcă au un meniu special paste și ziceam că e un pic ciudă că nu am oprit aici. Pentru că uitându-mă la prețuri nu sunt... Poate vii tu aici, uite, da. Se numește Mama și pasta. Chepasta, da, poate vii tu și ne spui cum e pasta. Și au una, o chestie tare, uite, înăuntru acolo pe geam, și dacă se vede, mor pasta les drama. Uite, și zice pasta factory with restaurant. Ai văzut ce scrie acolo pe perete? Nu, ce? Unde pe să perete, mă uit? Înăuntru. Mor pasta les drama, da, exact. Și pe... noi de 4 zile căutăm să mâncăm și noi niște paste dintre alea gustoase. Bine, nici cred că asta nu era adevărat, Ba, eu cred că era. Că... Nu vezi ideea că le este... face de față cu tine? Dacă vii aici, să mănânci tu pastea aici, să ne spui cum a fost. Vezi, ei nu au plajă. Dar niște oameni inventivi cum sunt. Au creat niște plaje. Foarte tare, da? Deci pentru că nu e plajă, au pus și lunguri acolo. Niște pontoane și au pus și lungurile pe ele. Și gata. Au făcut locuri unde să intri în apă. E și o plajă micuță aici. E o plajă micuță. Dar în rest, uite, marea majoritate sunt pontoane. Ce tare. Frumos. Iar acolo, în depărtare, se vede orașul Napoli. Și undeva după colț aici în stânga este insula Capri, unde noi ar fi trebuit să mergem ieri, dar pentru că a fost cod, nu știu de care, portocaliu de vânt și ni s-a anulat feribotul. Nici acum ne-am primit banii înapoi. Scria că ne primim un până la 46 săptămâni lucrătoare. Aia e. Aia e. Da. Da, frumos. Frumos locul ăsta aici, arată foarte frumos și colorat așa și lungurile astea. Da. Între timp am fost și la Carrefour. Mi-am luat niște apă și niște perle de soare cu ciocolată și în interior au lichior de limoncello. Cum sunt alea de la noi cu lichior de, cireșe, astea au lichior de limoncello. Limoncello, dacă nu ai încercat, este o băutură obținută din... Este un lichior. Lichior, da. Obținut din lămâi și e foarte popular în Italia, în special aici pe coasta Amalfi și în Napoli. Deci au făcut din lămâile astea un slogan, cum să zic. Tot ce poți să-ți închipui, găsi. Un brand, da. Deci găsești bomboane de lămâie, cu lichior de lămâie, șepci cu lămâie, rochițe cu lămâi, costume de baie. Deci tot. Da, au făcut un adevărat brand din lămâi. Dar e bun. Și limoncello e bun. Mie îmi place șpiț. Limoncello șpiț e bun. E ca aperolul șpiț, dar e bun. Am intrat din nou în zona de shopping. Ne-am cumpărat un magnet de frigider ca să ne acoperim peretele. Limoncili. Astea se numesc diferit. Și noi ne-am luat niște bomboane dintre astea souvenir pentru acasă de la Carrefour. Am zis că sunt mai ieftine, dar aparent găseam și pe aici. Aparent e țeapă. Da, și exact ce spuneam. Găsești suveniruri sub formă de lămâie. Astea, de exemplu, sunt niște săpunuri. Tot ce vezi aici vor fi nuanțe de galben. Uite, linguri. Pentru bucătărie. Mă rog, că le folosești. Sunt mai multe așa de design, șorțuri. La fel. Orice șosete am văzut. Săpun. Uite, asta e cu săpunieră cu tot, de exemplu. Foarte drăguț. Și miroase foarte tare lămâie. Și șosete am văzut și chiloți cu lămâi. Tot ce-ți dorești.
Uite, dacă vrei și globuri. Sau, dacă ești pregătit de Crăciun. Uite acolo, globuri cu lămâi. A, ce tare! Da, magazinul ăsta tot este dedicat Crăciunului. Nu știu dacă mereu sau acum, că suntem aproape de sărbători. A, și străduțele astea micuțe, sunt atât de frumoase! Da. Limoncello Spritz, iau, Paragola Spritz, Red Fashion. Vrei... Nu, vreau limoncello ca-mi băut el. Nu, un Campari Spritz, Campari Spritz n-am băut de când am venit aici. Am mâncat, am băut bomboanele de ciocolată cu lichior, vorba aia. I-am luat desertul și acum mi-am luat și ceva to go. Niște Campari Spritz de data asta. Am dat la șprițul de când am venit aici. Mă, șprițul. Ține puțin ca să mestec în el. Nu în fiecare zi. E a doua zi de ziua mea. Exact. Și era fost ziua lui Damian. Așa că la mulți ani încă o dată în continuă. În comentarii. Eu ți-am zis că e foarte amar. Lui Damian îi place Aperol Spritz. În mod special. Mie îmi plac băuturile astea un pic mai amare, gen Campari, Negroni. Și el a zis că doar așa să-mi facă pe plac să bea și el ceva ce beau și eu. Dar eu i-am zis că nu o să-i plac, pentru că e mai amăruie. Dar, da, dacă are, a vrut. Are Prosecco, e ok. Are Prosecco, da. Hai să facem stânga pe aici. Ia uite ce drăguțe, scămășuțele, nu-ți plac? Să, da, mă duc pe bine, să par căutăm. De... Par de gagici totuși. Rotite, să găsim o bordură, să stăm și noi jos, să bem această băutură. Yummy! De banii ăștia, Napoli la noi acolo, în cartier, luam atât am dat, dublu paharul, de 6 euro. Da, pe-am dat 3,50 euro ieri, pe unul. Din ăla mare. Și era mare, da. Deci beam de două ori mai mult. Adică la noi în cartier băuturile sunt ieftine. Am ales cartierul bun din Napoli, unde băuturile sunt ieftine. Nu, n-am ales cartierul bun din Napoli, pentru că ceea ce nu v-am povestit... Avem este... o cazare, am arătat în vlogul trecut. Ne-am luat o cazare în Buricul Târgul, dar fix în Buricul Târgul, în centru vechi, am zis că să ne putem, aveam timp puțin la dispoziție, de obicei ne ferim de cazarea astea că sunt mai scumpe în centru. Dar acum, având puțin timp la dispoziție, am zis să fim acolo de aproape de toate chestiile ca să ne mișcăm în dreapta. Ca să ne mișcăm repede. Și suntem fix pe o străduță din centru vechi, în afară faptului că e gălăgie până noaptea târziu și că trec toată noaptea și scutere și alea pe stradă, suntem fix pe culoarul de zbor al avioanelor care decolează de pe aeroportul din Napoli. Fix pe culoarul de zbor. Nu, nu poți să-ți închipui câtă gălăgie poate să fie. Adică... Eu, de exemplu, în orice situație, eu dorm lemn. Bă, am închis scaunul pe pene, am închis ochii și am dormit fără nicio problemă. Nu cred că am dormit mai mult de o oră adunată azi noapte de la gălăgie, ca să-ți dai seama cât deci gol. Deculează avioanele și la un moment dat e pista de decolare așa și la un moment dat avioanele fac stânga sau dreapta. Dreapta merg către continent, stânga fac toate avioanele care merg către zona asta, Catania, Spania, în partea alaltă. Deci și noi suntem exact cum fac ele stânga așa. Da, Damian a zis, mă, stai că nu-i normal să mă uit, poate se întâmplă ceva, că n-au cum să plece atâtea avioane. M-am uitat pe Flight Radar, pe aplicația aia și am zis, bă, n-au cum, pentru că e unul după altul, unul după altul. Nu se mai bine, termina zgomotul, da. Pur și simplu. Uite-i un părculeț aici să stăm. Ei bine, da. Da, se poate să-ți decoleze unul după altul avioanele, se poate, da. Uite, bordura aici, stăm și noi pe bordură. Că băncile sunt ocupate. Asta e. Ne odihnim puțin, ne bem și noi șprițul, ne mai plimbăm pe aici. Uite, stăm aici pe bordură, stai aici. E frumos orășelul ăsta, chiar da, Sorrento, e chill, așa. Mie îmi place mai mult decât Amalfi și Positano, din punctul meu de vedere. Cred că e și mai mare și puțin mai aerisit din cauza asta. Da. Și în plus, nu toți vin să viziteze Sorrento, da. Dar toți merg toată să viziteze lumea, pentru că Positano e foarte mult marketat, foarte mult marketat cu asta Amalfi, Positano
și Amalfi, orașul Amalfi, toată lumea merge acolo, buluc, 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 probabil că da, e așa de aglomerat, și mai mici, mai mici orășele decât ăsta, și probabil că da, e așa de aglomerat, nu e marketat Sorrento atât de mult, și mă zic că când am plecat din Salerno, aduți aminte că era un vas de croazieră ancorat, da, vin două cartiere la un loc. Și nu pot ancoreze în Amalfi și în Positano pentru că sunt foarte mici și portul sunt foarte mici, așa că și era un port, da, foarte multe autobuze mai la sud, care mai la nord un pic să... ancorează în Salerno, unde am stat noi, și de acolo autobuzele iau și duc pe coasta Amalfi, dar chiar ne uitam că era coadă de autobuze și era un vas de croazieră din ăla mare, imens. Cred că erau 15, cel puțin 15 autocare din alea mari, care așteptau să iau să-i ducă pe coasta Amalfi. Și autocarele erau doar de la un vas de croazieră, dar vas. Plus toți ceilalți, exact, da, turiști. Da. Deci, nu, eu zic părerea mea că merită să fii aici. Ok, să treci prin Positano și în Amalfi să bei o cafea, să vezi cum e, dar eu zic că merită să vii aici. Și dacă vrei să știi care e părerea mea referitoare, comparația între coasta Amalfi și Cinque Terre, avem vlog filmat în care am spus exact ce cred legat de coasta și Amalfi avem, și Cinque Terre. Vloguri filmate în Cinque Terre ca să îți faci și tu o idee. Da. Hai, noroc. Gata, ne-am urcat în tren, mergem spre Napoli, gata, plimbarea noastră la Vesuviu și la Sorrento, ne-am luat bilete la first class. Noi și încă alte câteva sute de oameni, n-avem loc, așa că ne așezăm pe loc, da? Ne așezăm pe loc, ne așezăm pe jos. Facem o oră și 40 de minute, a ieșit șefa care dă drumul trenului. O oră și 40 de minute din Sorrento până în Napoli și am plătit 4,60 € de persoană pentru tren, circulă cam la jumătate de oră trenurile. Destul de des, dar noi n-am mai stat, că oricum șansele să fi prins un tren cu locuri mai puține, adică cu locuri libere mai multe, ar fi fost slab. Anywho. Despre asta a fost vlogul de azi, însă, atenție, abonează-te dacă nu ai făcut-o deja, pentru că în următorul vlog o să povestim despre ce nu ne place în Italia. Pentru că peste tot lucrurile, adică nicăieri lucrurile nu sunt roz, sunt și lucruri în Italia care ne-au deranjat, care ni se par aiurea, care ni se par ciudate sau care nu credem că și-ar rostul, așa că dacă nu te-ai abonat încă până acum, e timpul să o faci. Vino și pe Instagram. Like acest videoclip dacă ți-a plăcut, vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, tot Fabrica de Aminte te găsești și acolo. Iar până data viitoare, salutare! Salutare.